Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Și după cum vedeți, la poalele atonului. Vedeți că se vede în depărtare atonul. Deci din livadă la căsuța noastră aici. Știți că am fost un pic plecat prin țară, prin diferite locuri. Am întâlnit oameni frumoși, oameni buni, oameni dragi. M-am bucurat de toți. Ce să vă spun, avem o țară frumoasă. Chiar dacă uneori se spune cumva că o țară frumoasă, o țară bogată cu oameni săraci. Nu sunt săraci. Cei care l-au pe Hristos nu pot să fie săraci. Deci, asta e comoara noastră, a țării noastre. În primul rând, ortodoxia. Ne-am născut ortodoxi, într-o țară ortodoxă. Deci asta are cea mai mare valoare. Și de cealaltă se îngrijește Dumnezeu. Ne dă El exact ce ne trebuie, cât ne trebuie. Că mai îngădui și necazuri, mai îngădui boli, mai îngădui suferinți, știi mai bine decât noi cine este de folos. Uneori poate mai cârtim, suntem nemulțumiți că vroiam altceva, dar mereu vrem altceva. Mereu suntem nemulțumiți, că dacă ne-ar da Dumnezeu altceva, mereu am vrea altceva. De aceea să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Cu omul care e mulțumit cu ce are, acela e fericit tot timpul. Să știți lucrul ăsta, să nu-l uitați. Dați slavă în fiecare zi lui Dumnezeu pentru tot și toate, pentru tot ce aveți, pentru cei dragi și pentru tot ce aveți în jur. Pentru că într-o zi putem să nu-l mai avem. Da, și după cum spuneam, lucruri minunate am văzut. Anul ăsta n-am ajuns, că așa s-a rânduit. Dar vreau să vă spun așa câteva lucruri. Anul trecut am ajuns la Sfânta Filofteia de la Argeș. O copilă de 12 ani, o muceniță. Gândiți-vă, cine era Sfânta Filofteia de la Argeș? Uitați-vă, o copilă la 12 ani. Da. Să ne uităm la un copil acum de 12 ani, cum e gândirea lui? Ce gândește? Gândiți-vă că copila asta, de 12 ani, dădea aproape tot ce avea. Făcea milostenii, era milă de săraci. De unde învățase toate acestea? De la mama ei. Avea o mamă bună, milostivă. Abia o apuca să o înveți un pic calea asta spre Dumnezeu și o pleca din lumea asta. Din îngăduința lui Dumnezeu. O lăsat un copil, tânără. Dar deja prinsese cei 7 ani de acasă, cum se spune, învățase cum trebuie să-și ducă viața. Ce trebuie să facă în viața ei. Și în felul ăsta ea a păstrat în inima ei toată învățătura și dragostea față de Dumnezeu de la mama ei. Bineînțeles că după ce a murit mama ei, tatăl ei s-a recăsătorit cu altă femeie. Asta nu-i era atât de milostivă și, bineînțeles, fiind și mamă vidrică, se purta un pic mai dur cu fetița. Dar ea își ținea calea ei. Și taică-s-o lucrând, avea câmpuri, ogoare și lucra acolo, pentru masa de amiază, o trimitea pe fetiță cu mâncare să-i ducă. Iar ea ce făcea? Pentru că îi punea de ajuns mâncare acolo, era milă de săracii de pe cale care îi întâlnea. Și lua de mâncare un pic de aici, un pic acolo și împărțea. Și nu ajungea suficient lui taică-s-o să sature, că el muncea așa. Deci cumva îl îndreptățim și pe el. Și ce-a făcut el?
Se plângea la nevastă, de ce nu-i trimite nevastă mâncare de ajuns? Și atunci ei au spus, dar eu întotdeauna îți trimit mâncare de ajuns. Ce face fata asta? Atac? Eu n-am încredere în ea. Abia aștepta, cum se zice, să mai zică ceva de ea. Zice, ea urmărește-o. Și atunci taic s-a început să o urmărească. Ieșea înaintea ei, când știa că trebuie să vii cu mâncare, să vadă ce face. Și-a văzut-o cum împărțea la săraci de mâncare. Și atunci el cumva așa, că era un pic cam nemilostiv, să spunem, când a văzut el că din mâncarea lui, care trebuia să mănânce el, o da la săraci, s-a înerva foarte tare. Și el, cum, unde lucra el, acolo avea o securie, la brâu, așa, și-a scos repede securia și, de ciudă, n-a mai stat să mai întrebe. O arunca direct spre fica lui și-a lovit într-un picior. I s-a înfipt securea într-un picior și așa a rânduit Dumnezeu că din tăietura aceea să cadă jos, să iasă sufletul direct. Și atunci el s-a speriat când a văzut, s-a apropiat de ea și când a văzut că nu-i era în viață, s-a speriat. Dar nici nu a putut să o atingă, că în momentul ăla a ieșit o lumină de la ea care se ridica până la cer, în jurul ei. Și s-a speriat, a fugit repede atunci în sat și a anunțat episcopul, uite ce s-a întâmplat. Și a venit episcopul cu cinste, așa, a luat trupul ei ca trupul unei mucenițe. Deci, vedeți, o copilă de 12 ani, care făcea bine din dragoste față de Hristos, din dragoste față de cei din jurul ei. Deci, o copilă crescută frumos. Și a ajuns acum să aibă trupul întreg, Sfinte Moaște, la care mergem și ne închinăm. Vedeți ce înseamnă să duc o viață frumoasă, o viață curată, o viață cu milă față de ceilalți. Asta a învățat de la mama ei. Și mi-amintesc că anul trecut, nu mai știu, poate am mai spus, mă repet, când am ajuns acolo la Sfânta Filoteia, m-am dus, m-am închinat la moaștele ei. După aceea m-am mai dus prin mănăstire, așa, m-am mai plimbat pe acolo, m-am bucurat de tot, cum se spune acolo, de toate împrejurimile, de biserica aceea care-i unicată acolo, făcută. După care am ieșit la poartă să plec. Și era o bătrână acolo care împletea la Andrele ciorapi. Și eu ieșeam așa încetul, mergeam. Și când am ajuns în dreptul ei, am întrebat, ce faci, bunică, aici? Zice, uite, îmi pletesc. Și atunci un bătrân de alăturea îmi zice, o vezi, părinte, are 82 de ani. Îmi pletește toată ziua la ciorap de lână, la Andrele, fără ochelari, fără nimic, deci te și îmi pletește. Deci muncea să-și câștige existența. Și atunci am cumpărat și eu câteva perechi de ciorapi. Am întrebat-o cât costă, i-a mai lăsat ceva pe deasupra acolo, zic, măi, munca ei, nu erau nici scumpi, nu-i dădea, era munca ei, mai lăsat și atunci am dat ceva și la celălalt bătrân, un mic ajutor, alături mi era o bătrână dincolo, i-am dat și ei un mic ajutor, din ceea ce îmi dăduse și mie Maica Domnului și așa, deci cu drag. Ei, când au început cei trei bătrâni, așa, bătrânul și cu cealaltă două bătrâni, să mă binecuvinteze cu toții, și să mureze ce știau ei mai bun. Mă binecuvântau cu voce tare toți trei. A venit un har de la Dumnezeu, așa am simțit că parcă plutesc. Deci nu era ca laude de la ei, era o binecuvântare, era ceva ce o spuneau din toată inima. Și eu ceea ce le dădusem din toată inima cu drag. Am simțit când am plecat de acolo, că nu mai calc pe pământ, parcă pluteam, călcam prin aer. Și ei strigau mereu după mine, aveam mașina la vreo 50 de metri, un pic mai încolo, strigau mereu după mine aceleași binecuvântări. Iar eu parcă mergeam prin reluare, am ajuns la mașină, atâta bucurie, atâta pace, atâta liniște. M-am urcat la mașină și mergeam încet, am pornit mașina, am deschis geamurile, parcă vroiam să nu pierd starea aceea de bucurie, de pace. Și am plecat de acolo, de la curtea de Argeș, până la Brașov, în starea aceea, parcă mașina nu mai mergea pe pământ.
simțeam că parcă plutește și mașina, deci am mers câteva ore în starea de bucurie care o primisem datorită binecuvântărilor la bătrânicia. De fapt, a fost, aș putea spune, un dar, un har de la Sfânta Muceniță Filoctea, că la ea fusesem atunci. V-am spus lucrul ăsta ca să vedeți că de la lucruri mărunte, de la milostenii mărunte făcute cu drag, Dumnezeu ne umple de har. Poate asta au făcut Sfânta Filoctea, că și ea iubea mult milostenia. Și atunci a vrut să-mi dea un pic, așa, ca un semn din harul care îl primise de la Dumnezeu. Că s-au bucurat cumva că am trecut pe acolo, că am ajutat pe bătrânicia. Deci gestul ăsta mărunt în fața lui Dumnezeu are valoare. De aceea să nu fim indiferenți când trecem pe lângă cineva care vedem că are nevoie. Cât de puțin acolo, sau un cuvânt bun, sau orice, un zâmbet, ceva. Toate astea au valoare în fața lui Dumnezeu. Da, asta am vrut să vă spun și să ne ajute Sfânta Filoctea pe toți și în special copiii care sunteți așa de vârsta ei, de la mici până la vârsta ei și mai mari, să vă rugați la ea că vă ajută mult și să-i urmați exemplu în faptele bune. Și o să vedeți cât folos o să primiți. Da, dragii mei, să ne ajute Maica Domnului și Sfânta Filoctea și să ne aibă totdeauna în pază. Doamne ajută! Uitați, Sfântulița, cea de 12 ani.